La un moment dat. Păi, da. Sunt teste de cultură generală în seara asta. Așa? Teste de cultură generală. Să știi că cultură generală poți avea și dacă călătorești mult, privești multe filme, nu neapărat să citești. Corect, citim. Și citim, dar nu neapărat. Corect, asta cu călătoria. Da. E adevărat, vezi lumea, afli lucruri. Cultură generală, Ramona, Cătălin, pregătiți? 10 domenii de cultură generală, dați-mi domeniile și primul rând de blond de bătălie cu Cătălin și Ramona. Război! Domeniile deocamdată, domnișoarelor, domeniile, dați-mi voie să citesc domeniile. Ramona, Cătălin, bulevard, extravaganțe, Egipt, lactate, suferință, piețe, Versace, pedigree, spectacole sau iubiri. Atenție, vă reamintesc. Domenii, în spatele domeniilor sunt întrebări de cultură generală. Alegeți domeniul, vine întrebarea și încercați să eliminați cât mai multe blonde. E bătălia între voi și între ele. Da, de ea, scurtă întrebare, te rog. Întreb ceva pe Cătălin. Stai. Acceptați întrebări din partea blondelor sau trecem mai departe? Bine, fie, hai. Ok. Trebuie aștept. Majestatea sa botezată. Bine, nu că ultima oră ce întrebări mi-a spus, hai, lasă. Ia zi ideea, dar ascultă. Am o curiozitate. Care este cel mai scump obiect achiziționat de tine? Știu că tu călătorești foarte mult. Ce am investit cel mai mult? Da. Fosta mea iubită. A devenit un obiect. E un obiect? Că fosta... Asta nu este vocea lui, este o altă voce. Tu te referi la Bianca, nu? Nu? Orice iubită? Stai, mă, că Bianca s-a terminat. La fosta iubită? În orice iubită investesc, da, din păcate. Așa sunt eu. Bani în... Da, în gagici, bani în... Măi, am învățat că trebuie să plătești de la o anumită vârstă. Mulțumim pentru răspuns. Cătălin, Ramona, bani, ascultați-mă, cu bani. Fiecare rând de blonde înseamnă o sumă de bani. Fiecare răspuns greșit al vreunei blonde înseamnă de data asta... Să costă 100 de lei fiecare blonde, 100 de lei fiecare rateu. Vechi sau noi? Pe primul rând, 100 de lei noi, un milion de ai vechi. Un milion de ai vechi. Te pricep la banii ăștia sau doar cu Eu am terminat euro? În știința ISE-ul la Craiova. Cu întrebări atunci, Cătălin. Hai cu bulevarde, hai cu extravaganță, hai cu Egipt, lactate, La bulevarde. Fiți atente, domnișorul, la întrebare. Ce fel de copaci se află de o parte și de alta celebrului bulevard Champs-Élysées din Paris? Sunt patru variante. Pe celebrul bulevard se află palmieri, castani, tei sau stejari. A fost acolo? Lido, galerie de Champs-Élysées. Ca să fiu sinceră, când te duci acolo, nu te prea uiți la copaci. Te uiți la magazine sau la buzunare? Nu, la matlenele, te uiți la un dulce, la un profiterol, la un anacol arancio. De câte ori ați fost la Paris? Eu când eram măritat, aveam și casă la Paris. Aveai casă la Paris? Da. Eu iubesc Parisul. Aș trăi la Paris. Aș trăi... Eu nu se știe unde voi termina, să zic, viața mea trăind și cântând și iubind. Iubesc foarte mult Parisul. Poate să fie Slobozia, poate să fie Paris. Păi, poate să fie strada Paris. Strada Paris. Pe Champs-Élysées ăsta sunt plantați niște copaci. Patru variante sunt. Hai zi tu. Palmier nu, pentru că nu este... Tei nu miroase tot timpul frumos pe Champs-Élysées. Ca la noi, în mai. Pentru oameni care au călătorit de atâtea ori la Paris, nu se poate să n-aveți răspunsuri. Din ăștia doi, dintre... Castan și stejar. Stejar sau castan. Am treabă ridicată pentru... Castan sau stejar. Între astea două. Castani. Ramona, ai rămas cu degetul ridicat așa de castani, am spus castani, da? A fost la Paris de 1000 de ori. Castani, nu era greu. Domnișoarelor, X-urile ne trimit acasă, X-urile vă trimit acasă. Dea, Livia, Veronica, Ariadna, Maria, Sasha, Anca, dați-ne răspunsurile. 100 de lei fiecare răspuns greșit. X-urile înseamnă eliminare, V-ul înverzit înseamnă răspuns corect, un singur răspuns bun, unul singur, 6 eliminate, una vine în runda a doua, Mara vine în runda a doua, 6, domnișoarelor, la revedere, castani sunt pe Champs-Élysées! Castani! Au dat-o cu tei, Ce fel de copaci se află de parte și de alta a celebrului bulevard Champs-Élysées de Paris? Palmieri, castani, tei, stejari. Wow! Asta trebuie să știi tu. Tine nu prea am fost atentă, ochii mei era la parfumerie. Dar mirosea frumos, cred că tei.
tei. Eu nu mă bag, că n-am fost la Paris. Am fost la Paris, dar nu m-am uitat ce pom, palmiere. În Franța nu poate să fie palmieri. Palmier nu, am greșit. Castani. Ce e, castani? Castani aș merge mai degrabă. Be. Cred că mai degrabă... Castani! 7 blonde, rândul 2, inteligența lor crește. Ramona, Cătălin, inteligența crește. Război! Să mergem pe vârfurile piramidelor din Egipt. Stai puțin, stai. Extravaganțe. Alexandra, lasă-mă să citesc domeniile. Lasă-mă să citesc domeniile. Extravaganțe, lactate, piețe, pedigrii, iubiri, spectacole, Versace, Sfânta sau Egipt. Nu vrei întrebări? Nu vrei întrebări? Deja te vezi. Bine, hai cu întrebarea, dar scurtă, Alexandra. Scurtă. Dar scurtă, da. Bună seara, în primul rând. Am și o întrebare mică. Dă-i cu întrebarea. Bărbatul cu care ți-ai început viața sexuală a fost cumva măcelar? Măcelar al sufletului. No, no, la măcelărit ea. De unde ai luat-o? Ai zis tu într-un interviu chestia asta? Am spus primul bărbat care m-a curtat... Când am ajuns eu în Italia, era măcelar. Vorbesc serios? Pe cuvânt. M-a uimit pentru că era plin de brățări. Măcelarul? Da. Iar eu țineam minte, eu vorbesc de acum 22 de ani, nu? Țineam minte că bunica mea săracă avea niște, dințișori de aur, care zicea, ți las ție moștenire, nepoțica mea să-ți... Și tu îi vedeai dinții bunicii în brățările lui. Și avea toate brățările astea și am zis... Dar cum știe ea să tranșeze bărbații așa? Doamne, era, mă uitam la el și zic, vai de mine, cât tare. Cum îl chema? Mai ții minte cum îl chema? A, nu mai țin minte. Avea un Ferrari, avea... El avea Ferrari, măcelarul? Da, măcelarul avea Ferrari? Bine, și asta te-a curtat? A fost primul bărbat care ți-a făcut curte în Italia? A fost primul bărbat care a încercat să-mi facă curte. Iar eu la un moment dat am zis, ce vreau eu în viață? Un măcelar cu brățări? Vreau asta sau vreau realizarea mea? Și am ales realizarea mea, care este mult mai dificilă, dar îmi dă mai multe. Dacă erai în România, fetele de aici alegeau Ferrari. Și lăsa Ferrari departe. Am lăsat. Așa mulțumesc, că... mulțumesc, fetelor. Asta cu măcelarul n-am știut-o, e chiar nou. Da? Extravaganțe, lactate, piețe, pedigrii, iubiri, spectacole, Versace, Sfânta sau... Am hotărât Egipt. Egipt. Iar te duci pe... Egipt. Întrebare, ascultați-mă, ce oraș din Egipt este considerat cel mai mare muzeu? E ușor. A. În aer liber din lume, dacă a fost în Egipt, e ușor. Eu am filmat la Next Top Model. E bele astea. Am făcut cel mai frumos shooting foto. Stai, lasă-mă să dau variante. E vorba de Luxor, de Cairo, de Valea Regilor sau de Alexandria? Jackpot 600. 6 deci, milioane avem în clipa asta. În acest loc de care vorbim, eu am făcut cel mai frumos shooting foto. Am avut permisiunea să filmăm la piramide, după care un shooting foto cu o prezentare cu foarte multă lume care se uita așa mărmurită. Păi a fost egiptenii la... se uitau la... Dar tu te-ai dus cu gagicile goale acolo și egiptenii nu, toți erau... Nu, am fost cu gagicile goale, erau îmbrăcate în ochii de seară, elegant, am avut și un faraon, nu mai contează, faraoane. Te rog frumos, și ăștia toți erau în jos și da, se uitau ca la erau mii de turiști care n-au mai vizitat respectivele temple de acolo și se uitau la noi. Le spun temple pentru că vorbesc de, pot să spun? Zi, orașul. De cele două temple, Luxor și Karnak, și orașul este Luxor. Luxor, orașul din Egipt, considerat cel mai mare muzeu în aer liber. Da. Am ridicat dreapta pentru Luxor. Da. Între Cairo, Valea Regilor și Alexandria, 6 milioane în jackpot, Luxorul. Răspuns, dacă ai fost acolo, nu e mare prânză. Domnișoarelor, 150 de lei, fiecare X, fiecare răspuns greșit. Dați-mi-le acum, dați-mi răspunsurile. Alexa, motociclistă, Camelia, specialist comunicare, Alexandra Piar, Alexis, consilier parlamentar. Vorbim serios? Mai iau cu multe undeva. S-a terminat. Două, trei... Ai fost la Burlada? Alexis, ăsta e numele? Una, două, trei, patru eliminate, două, trei, vine în runda a doua. Bune răspunsuri, trei răspunsuri perfecte, ne revedem în runda a doua. La revedere! Patru au dat-o în bară, nu e Valea Regilor! Mă, Valea Regilor e peste gârlă. E dincolo. Egiptul, e tot un muzeu. Au dat-o cu Valea Regilor, patru dintre ele. Da, și de ce? Este. Pentru că e foarte apropiată, peste Nil și la fel, un muzeu în aer. Stai că nu știu pe asta, deci Luxorul este... e deoparte, da, Luxorul e deoparte a Nilului și Valea Regilor de... Peste, da. Și știi care e faptul? Nilul este de fapt singurul râu care izvorește din sud și se varsă în nord. Da. Că adică viceversa. Viceversa. Ce oraș din Egipt este considerat cel mai mare muzeu în aer liber din lume? A, Luxor, B, Cairo, C, Valea Regilor, D, Alexandria. Deci...
Păi Luxorul, tăiem din prima. Oraș, clar, oraș e Cairo. Eu zic Cairo, că e muzeul în aer liber. Păi e Cairo, nu? A, cred că Cairo. Valea Regilor, cred. Da, asta e, cred că Valea Regilor. Nu știu. Scuzați. Luxor. Na. După mine, cred că este varianta A, Luxor. Domnișoarelor, război! Atenție cu extravaganță, lactate, piețe, pedigrii, iubiri, spectacole, Versace sau suferință. Nu, următorul nu. Suferință? Da. A, voi vreți să nu luați așa în ordine? Nu, am zis că luăm în ordine, dar mă retrag, nu. Asta cu suferință, nu. Sărbători. Decembrie, corect, se apropie Crăciun. Noi suferim în liniște. În liniște. Am o întrebare pentru Cătălin. Nu, nu e îngrozitoare. Îngrozitoare rău nu e. Ok. Nu, vreau să te întreb așa. Noi știm cu toții că ai fost protejatul Elenei Ceaușescu. Acum noi știm. Nu știm. Cum noi n-am știut asta? Și a fost protejatul... Da, știu că la un moment dat a spus, a declarat la un moment dat chestia asta. Mă rog, dacă nu ați știut, ați aflat acum. Dar întrebarea este, ai avut vreo aventură cu ea? Bă, las-o, mă, în durere! E cu Coana Leana? Adică stai, dacă botezatul s-a cu Coana Leana? Da! Hai, mă, dă-o, mă! Asta e tare, mă! Dar ce vreau? Stai puțin, era soția președintelui, de la urmă. Da. Hai, mă, Cătăline, trebuie curaj! N-am să-ți răspund acum, deoarece acest subiect este tratat în următoarea carte. Stai, mă, chiar nu-i subiect? Intitulată Iubirile și vom aborda acest subiect sensibil. Stai, mă, Cătăline! Cum, chiar un subiect ăsta? Da, în cartea, în viitoarea mea carte, da. Pe cuvântul tău? O să citești cartea, dacă o cumperi și îți dai și tu acolo de o carte. Cum e un subiect ăsta, adică cu Elena Ceaușescu? Iar eu pot să spun un lucru, că doamne Elena Ceaușescu nu-i plăcea bretonul, culoarea galbenă și mustața la bărbați. Ori eu eram blond, frezat, elegant, dar adică intrai în grila ei. Nu-i plăcea mustața? Nu. Păi cunoscută pe Elena Ceaușescu, rămână? Da. Păi... Ai cunoscut-o pe Elena Ceaușescu? Ea era preferata lui. Nu, eu am făcut Cântarea României. Câți ani aveai? Că erai copil. Păi eu anul acesta fac 40 de ani de activitate în lumea spectacolului. Excelent. Excelent. Am început de la 4 ani. Și cum ai cunoscut-o? Păi am cunoscut pentru că lucram la televiziunea română cu Titus Munteanu, am făcut Steaua fără nume, am asta făcut Mamaia. Asta înainte, nu? Înainte, înainte. Și țin minte că aveam o filmare în care cântam o melodie a Angelei Similea cu o fustiță cu galben luată din Polonia. Reușisem să merg prin Polonia să vizitez Polonia. Nu m-a lăsat să... A tăiat filmarea pentru că ea viziona absolut totul. Elena, ce așa? Elena. Primul cabinet. Ea era primul cabinet. Primul cabinet. Mi-a tăiat filmarea pentru că aveam fustița cu volane galbenă și aveam breton. Dar tu câți ani aveai atunci? Da, pentru că arătai prea bine. Da, câți ani aveai? Câți ani ișor aveai? Eu știu vreo 20. A, 20 și 8? 20 de ani ișor. Eu mă duceam să fie și așa filmarea. 20? Îți spun eu. Mi-a tăiat filmarea că avea 20 de ani ișor. Avea breton și o fustită galbenă scurtă. 20 de ani ișor, da. Nu suporta mini-jupă. Dar scurtă e la, dar scurtă, scurtă. E adevărat că nu ai avut niciun iubit român? Că n-ai avut niciun iubit român? N-ai avut niciun iubit român niciodată? Mamă, cât ai pierdut! Niciun iubit român niciodată n-ai avut? Hai să povestim, eu spune-mi tu cum este! Vorbesc serios? Toți iubiții tăi au fost străini? Păi am plecat de tânără. La câți ani ai plecat? La 21 de ani. Da, dar ai mai venit în țară din când. Am mai venit, dar nu n-a știut nimeni să mă rețină. Am venit și am plecat ca o săgetătoare. Eu mă gândeam la domeniile mele, cu cele generale, în ce să mă întorc. E adevărat, e adevărat. Am avut un singur prieten când eram la școală, platonic. Ăla. Nu. Măcelarul era italian. Da, Răzvan, țin minte. Și, dar nimic cu el. Și așa, ne jucam așa. Pusi-pusi și gata. Da, nimic da, altceva. Doctor, nu, că el m-a lăsat. M-a lăsat, că eram mai micuță, s-a dus cu o fată mai mare decât el, Fires. Pentru că aveau de povestit ceva. Extravaganțe lactate, n-ai avut niciun iubit român, asta n-am știut. Extravaganțe lactate, piețe, pedigrii, iubiri, spectacole, Versace, superi Versace, Versace. E lumea voastră, e lumea ta. Hai la Versace! Cui a lăsat domnul Versace jumătate din imperiul său prin testament? Imperiul, jumătate din imperiul a lăsat nepoatei sale, cum o cheamă? Allegra. Allegra, jumătate din imperiul ăsta surorii sare Donatella sau fratelui său Santo sau cățelului său. Să știi că asta cu cățelul la cât da, de dilisul ăsta. Da, e o nebunie.
Dacă știam, îți aduceam niște fotografii cu Donatella, pentru că am fost la o petrecere de curând. Ai cunoscut-o? Ei, dar am studiat cu Gianni Versace și am fost elevul lui. Pe Versace? L-ai cunoscut și pe Versace? Eu par așa cam prost că întreb asta. Iar cu Donatella, că sună sau nu la mișto, okay, nu, am eu fost chiar, la o petrecere nu, acum câteva. Chiar întreb serios acum, da? Da. Eu acum câțiva ani, la Milano. L-ați cunoscut? Eu pe Donatella am cunoscut-o și pe fratele lui care lucrează acum în politică. Santos se ocupa de afaceri. Deci de vremea când eu la Milano și am studiat, Donatella era cea care îl tempera în ceea ce privește creația, pentru că era foarte, foarte creativ. Asta iar Santo e cel care se ocupa... Sora sa, sora, sora lui. Donatella, da. Iar Santo este fratele lui care se ocupa de afaceri, deci de business. Cel care a dezvoltat Imperiul Versace financiar, vorbind, este Santo. Cățelul său... Cățelul său, avea câine când l-ai cunoscut-o, avea un cățel la care... Avea mai mulți câini, dar nu mai știu acum. Avea și de 21 și de 22. Și de... am înțeles la ce căței tăi, da, dar eu știu că el avea o relație foarte bună cu... câinele lui. Cu nepoata. Da, categoric. Cu nepoata. Da. Deci, Versace, jumătate din avere, a lăsat-o... Alegrei. Nepoatei sale. Gianni Versace, jumătate din avere, lăsată... nepoatei sale, corect? Cât o fi fost, Cătălin, cât o fi fost averea? La cât? Păi nu știu, pe vremea aceea erau bănuiesc că au scris ziarele, Forbes, erau câteva miliarde, da. Miliarde. A lăsat un imperiu care pe urmă a scăzut ca și cifră de afaceri după moartea lui. Când a murit el. Iar acum și-a revenit. Domnișoarelor, dați-mi răspunsurile dumneavoastră, Andra, Mihaela, Ela, inspector OPC, Andreea, director general. Asta cu Elena Ceaușescu e dărâmătoare, Cătăline, e știre bulversantă. Andreea, vin în runda a doua, 1, 2, 3, vin în runda a doua, 4, îmi pare rău. Versace, jumătate din avere, nepoatei sale, Allegra. Fetelor, cu 4 ne revedem în runda, cu 3, runda a doua, 4 eliminate, la revedere! 20 de milioane în jackpot în clipa asta, 2000 de lei, 20 de milioane, mai am domenii de cultură generală, mai am și întrebări. Cui a lăsat Gianni Versace 50% din imperiul său prin testament? Variante avem. A. Nepoatei sale Allegra. B. Surorii sale Donatella. C. Fratelui său Santo. D. Cântecului său. Cățelului său. D. Cățelului său. Măi, să știi că noi am fost la casa lui Versace. Cred că surorii sale Donatella. Crezi că ar fi în stare să-i lase cățelului? Cred că cățelului său. O fi el excentric, dar nici în halosat. Donatella. Surorii lui, cred, pentru că ea se ocupă de a preluat afacerea lui. Eu îmi dau și cu un parfum de-a lui de vreo 15 ani și era imposibil să nu știu. Cred că surorii sale. Varianta B, zic eu. Donatella. Nepoatei sale Allegra. Inteligența blondelor crește de la rând la rând. Curaj, fetelor! Extravaganțe, lactate, piețe, pedigree, iubiri, spectacole, suferință. Pedigree, păi da, eu am pe fiemea. Că vorbeam de cățelul lui Versace. Și pe se mai spune și de oameni că au pedigree când sunt. Unii dintre ei, îți plac bine, Ramon. Păi nu mai ții minte că au scris ziarele că ți-au mâncat, ți-au mâncat tenis. Undeva în culise, în culise, într-o emisiune. Știu că ai venit cu un cățel din ăsta, îl mai e? Cățel! Pardon, un câine, Dane! Da, un... E fiemea! Da, câinele? Dan! Un cățel, da, era frumos. Mă duc să aduc. Bubico. Ai venit cu câinele? Bineînțeles. Ai norocit. Bineînțeles. Vezi cum vorbești de câine. Ea este tot timpul cu mine. Ai și este un suflet. Are 7 ani, a făcut pe 4 octombrie 7 și ani. Și ce rasă e? Este un pudel. Un caniș. Merge la școală. Nu că sunt de aceeași vârstă. Iertați-mă, domnișoare, întrebări. Dar nici vorbim să-ți drabe dacă aplaudați un câine, pe cuvântul meu. Da, Magdalena, ia zi. Nu, că da, vreau să continui. Repet, Dane. Da, Magda. Întrebarea care a fost adresată Ramonei, legată de iubiții români. S-au auzit la un moment dat niște zvonuri legate de Radu Mazăre. De cine? Mazăre. Acum, în ultimul timp. Uite, auzi nu. Și eu acum, că Ramona, nu știam. Mie îmi plac zarzavaturile, da? Da. Foarte tare. Nu, absolut. Dar Radu Mazăre... Yo! Extravaganțe la asta. Eu n-am spus-o cu... Eu n-am, iartă-mă, eu n-am... Dane? Nu știu, cu Mazăre.
N-a avut niciun iubit român, ai auzit și Zarzavat, nici morcov. A zis de pedigree, rămâne la pedigree, da? Rămânem! Pedigree, întrebare! Din ce țară este originară rasa de câini Chihuahua? Vă amintiți câinele ăla? Chihuahua. Hai că tu ești câini. E din Mexic, e din China, e din Bangladesh sau e din Brazilia? Sunt 20 de milioane în jackpot. Chihuahua. Vă amintiți câinele ăla? Nesuferit, mic. Putem să ne retragem un moment să discutăm? Dar puteți să o luați la nimereală, Ramona. Dați-o pe nimereală dacă nu știți. Eu aș fi pus... Eu sunt nehotărâtă. Chihuahua. Nu, din Brazilia, nu. Bangladesh, nu. Bangladesh, nu. Ai avut câini, Cătălin? Am un husky, am un... Da. Un singur cățel? Din astea două. Între ce? Între Mexic și China? Și China. Și China. Chihuahua. Chihuahua. Tu ești cu câini. Ai vrut pedigree, Ramona, ia câte pedigree, dă-i cu plezneală. Dă-i cu nimereală între Mexic și China în 5 secunde, între China și Mexic, Mexic și China. Mexic. Nimereală. Mexic. Chihuahua. Bangladesh și Brazilia, la o parte, între Mexic și China, la nimereală, e Mexic. Da. Domnișoarele, răspunsurile dumneavoastră... Da, unde să știu că e omul cu câini de ăștia de talie mai mare. Mari. Răspunsurile dumneavoastră contează mult, domnișoarelor. Dați-l! Chihuahua, o rasă de câini din Mexic, nimereală între Mexic și China, la Ramona dumneavoastră. Tot plezneală? Trei dintre voi plezneală? Magdalena, plezneală, așa-i? Chihuahua, e? Am știut. Sunt o iubitoare de animale răită. Îți plac animale? Wow. Așa, plezneală sau chiar pe nu, pe chiar pe bune. Chiar vreau să-mi iau. Așa că m-am interesat. Daniela, îmi pare rău. La revedere. Domnișoară în runda a doua. Irina, runda a doua. 4 plecate, 3. Ne revedem în runda a doua cu ele. Mulțumesc! Jackpot-ul e de 30 de milioane în clipa asta. 3.000 de lei. Știi, întrebările sunt și foarte dificile pentru că e adevărat, anumite rase provin dintr-o țară, dar de foarte mulți ani, de foarte, foarte mulți ani după aceea, între timp s-au mai schimbat, au mai plecat și ele, s-au mai integrat, s-au mai... Din ce țară este originară? Deci, din ce țară este originară rasa de câini Chihuahua? Mexic, B, China, C, Bangladesh sau D, Brazilia? China, cred, Chihuahua, după nume, Chihuahua, China, normal. China. Chihuahua e un cuvânt care se folosește în Mexic. Chihuahua sună foarte chinezesc, dar sună și foarte mexican, așa. Eu zic că este Mexic. Mexic. Mexic, da. Zic Mexic. 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 Domnițelor, curaj! Cătălin și Ramona vă așteaptă! Hai, război! Uitați-vă și la meserile lor. Contează în alegerea domeniului, Cătălin. Meserile lor. Alina e casieră, Anemarie e chimistă. Fiecare rând de blondă, fiecare blondă înseamnă 3 milioane de data asta. Trebuie să dai fiecare răspuns greșit. Am și eu o întrebare pentru Cătălin. Georgiana, manager achiziții? Da. La ce firmă? Cu ce se ocupă firma ta? Domeniu farmaceutic. Farmaceutic. Se câștigă dragul în afară. Da? Ia zi, Georgiana. Cătălin, ai putea să ne spui care sunt sentimentele tale față de prezentatoarea TV Simona Gherghe? Sentimentele față de... Pune tu, care sunt? Ce? Georgiana, mulțumesc, stai jos. Niște sentimente foarte frumoase, profunde, 30, gata. 30 de milioane, Cătălin, fii atent la extravaganță, la lactate, la piețe, la iubiri, la spectacole sau la dacă suferință. Dacă vreți să iubim, să vorbim de iubiri atunci, dacă vorbim de sentimente. Iubiri? O luăm pe iubiri? Ramona, da. Cătălin, iubiri? Iubiri? Hai la domeniul iubiri, întrebare! Oricum sunt prost la capitolul ăsta, așa că... Hai la capitolul iubiri, întrebare, cu ce actriță? Cu ce actriță? Nu stăm în primul rând. Nu stăm deloc. Nu stăm, plecăm. Cu ce actriță care s-a și sinucis apoi, țineți minte, a fost logodit celebrul Alain Delon? Cu Romy Schneider, cu Claudia Cardinale, cu Catherine Deneuve sau cu Brigitte Bardot? Nu-mi spuneți că l-ați cunoscut pe Alain Delon, că... Eu, pe Alain Delon... Am avut marea onoare să lucrez cu el pentru o publicitate în Italia, la Veneția, eram la Veneția. Unde publicitate la ce? La
Poți să spui, nu e o problemă. Vodafone, Omnitel. Ceva cu telefoane. Cu telefoane. Era Megan Gale, în spot era și fratele lui Sharon Stone, un cast foarte important făcut cu, în peliculă filmată. Și l-ai cunoscut pe Alain Delon? L-am cunoscut la ora 7 dimineața, eram la machiaj, mă pregătea, intră Alain Delon. Când s-a întâmplat asta? Adică s-a era... întâmplat acum 6-7 ani. Intră Alain Delon și îmi spune: Bonjour, Ramona. Ar fi vrut ceva cu tine, așa. Ce? Ți-a dat târcoale așa un pic. Eu am rămas atât de impresionată, pentru că un bărbat ca Alain Delon, care a cunoscut atâtea de multe femei, o legendă, să-mi spună bonjour, Ramona, pe nume, încât... Dar știi de ce? Eu l-am trimis și am spus, uite, vezi mă că e bădească acolo. E bădească, măi. Unde e bădească? Da, dar eu am făcut un lucru care vreau să-i spun, știi că atunci când trebuie cineva pe care l-a iubit întotdeauna, vreau să spun, știți, domnul Alain Delon, eu aveam poza dumneavoastră supernă de când eram micuță, dar după ce m-am lăsat, pentru că am zis... Ce înseamnă că te-ai lăsat cu Alain Delon? Că nu înțeleg. Nu, m-am lăsat de ideea să-i spun. Nu, că m-am luat cu palpitații. Dacă îți spune chestia cu perna asta, ar putea să-i vină, să-i venit întâi lui Delon, așa că... Da, e un tip jovial, arogant, nu? Deosebit, am mâncat împreună cireșe, că era în mai, a vrut să mănânce cu toate persoanele, nu s-a dus el la hotel, unde avea totul pregătit, o persoană foarte, foarte, foarte deloc plăcută. Deloc arogant, un om deosebit și un bărbat foarte frumos, pentru că voi bărbații, 70 de ani, avea vreo 70 când l-ai cunoscut. Nu, 70 era acum, vreo 60. Voi bărbații, aveți un noroc, cu cât înaintați în vârstă, cu atât prindeți acuistați, prindeți fascii. Tu vorbești de Alain Delon, nu de noi, lasă-ne pe noi, Ramona. Eu mă întorc la întrebarea mea. Cu ce actriță care s-a și sinucis apoi a fost logodit tipul ăsta Alain Delon pe care nu l-ai cunoscut, ai mâncat cireșe? E simplu, știu că e simplu, da. Pentru că trăiesc câteva... Corect. Păi da, doar una e mortă. Da, bravo, logică. Și a fost o mare iubire. Dar știi de ce s-a sinucis? Știi povestea? Nu știu povestea. Adică o să spun despre cine e vorba sau nu? De respectiva actriță, da, foarte frumoasă de altfel, corect. Iubea la nebunie, făcuse deja paranoia. Și pentru că în același timp făcuse paranoia pentru ea. Da. Delon. Și pentru că în același timp? Și în același timp el avea o altă relație și chiar un copil. Alain Delon. Care s-a născut. E vorba de Anthony Delon, copilul. Anthony Delon, exact. Și atunci... Gagica s-a sinucis. Atunci, poți să spun? Romy Schneider, mare iubire între ei, extraordinar. Romy Schneider, am dreapta ridicată, da. Alain Delon, o mare iubire cu Romy Schneider, ea s-a sinucis mai apoi. Ei, corect, nu era greu. Romy Schneider a fost mare iubirea lui Napoleon. Așa e pe Gigi Delon, nu? Napoleon, marele asul cinematografiei franceze, nu? Napoleon al cinematografiei franțuzești. Așa îi spuneau toți, ai mâncat cireșe? Am mâncat cireșe. Așa o să spuneți despre 70 de ani. Napoleonul modei. Domnișoarelor, dați-mi răspunsurile acum. Alain Delon. Mai ai mâncat cireșe cu nenea Alain Delon? Da, și am și fotografii. Supernă! Fetelor, Romy Schneider, doar două? Anemarie, nimic, așa-i? Îmi pare rău. 5, la revedere, 2 vine runda a doua. 2, runda a doua, 5, ne părăsesc. Alain Delon a dus 45 de milioane în jackpot, 4500. Cu ce actriță care s-a și sinucis, apoi a fost logodit Alain Delon? Romy Sete, Claudia Cardinal. Claudia Cardinale, Caterine de Nouve, Brigitte Bardot. Nu, asta e o întrebare pentru mama mai degrabă. Brigitte Bardot. Romy Schneider. Cu Brigitte Bardot. Cine s-a sinucis, măi? Nu știu foarte mult despre viața lui Alain Delon. Doar că aș merge pe Romy Schneider. Cu Romy Schneider. Deși nu cunosc, dar bănuiesc că este Romy Schneider. Catherine Deneuve trăiește, Brigitte Bardot trăiește, Claudia Cardinale trăiește, deci Romy Schneider. În Norvegia. Peste de cultură generală. Uitați-vă la meserile lor, Ana Maria, să rămână analist executiv. Vreau să te întreb și eu ceva. Ia zi, Mirela, însoțitoare. Care e în opinia ta cel mai prost îmbrăcat personaj, dacă vrei, din lumea modernă? Cel mai prost îmbrăcat personaj? Adică... o sferă mai largă, așa. Ai băgat pe botezat un colț, mâine toate ziarele îl vor pune. Eu nu mai fac de mult critica asta de fashion, așa că nu vreau să jignesc pe nimeni, să știu ei sau ele care sunt chicioase și piții, așa că n-am de ce. Dar sunt mulți așa, îmbrăcați așa. Extrem de mulți. Atunci poți să ne spui cine e cel mai bine îmbrăcat personaj?
Sunt mai multe femei pe care le admir. În mod special, sunt multe. În frunte cu doamna Gherghe și multe fete din trustul nostru, care se știu ele. O decotită, nu zice nimic. Nu pot să spun. Și ca bărbați? Ia zi, Ana Maria, zi, Ana Maria, zi, Ana Maria. Cu Ramona, dacă îmi permite. Ramona, Ramona, Ramona. Dar fără măcelari, da? Fără măcelari. Fără măcelari, fără alendelon, fără cireșe. Între timp am început să mănânc... Cireșe. Nu, nu, mai puțină carne. Ce părere ai despre zvonul conform căruia ți-ai scos o pereche de coaste pentru a avea talia mai subțire? Doamne, am mai auzit de asta și la Bianca. Asta tot de la măcelari ți se trage cu coastele. Asta m-a uimit și pe mine și am zis, uite ce înseamnă... Asta este din naștere, nu mi-am scos nicio... Mie mi-este foarte frică de operații. Eu când mă duc să-mi fac analizele... Nu, mă uitam la talia ta. Tehnic, vezi cum este. Mamma mia! Ce faci la analize? Eu când mă duc să-mi fac analizele, mă întind pe... Stai jos, Clo! Ia zi, te întinzi unde stai, nu o băgați în seamă. Apropo, Cătălin, scuze. Stai, bre, stați așa, Mirela, o secundă. Mirela, ce faci? Mă întind pe canapeaua directorului. Aoleu! Pe cuvânt. E adevărat, e adevărat. Certific. Directorul spitalului îmi cântă sau îmi vorbește, pentru că altfel sângele nu miese. Mi se blochează. Stai că asta mă mai stai că mă nu mai aplauda și voi ca să puneați și mă la orice. Stai, mai nerva și mă. Stai, Cramona, deci te duci la să-ți faci analize. E frică. Cum ăsta directorul zice, ia pe canapeaua mea, mâncăm două cireșe. Cu picioarele în sus. Stai cu picioarele în sus? Nu, directul de spital. La cireșe. Nu, la 42 de grade. Nu e poziția troleu. Deci tu stai cu picioarele, te duci la director, te întinzi, stai cu picioarele... Vin două, trei persoane alături, începe să încânte, începe să povestească. Cine? Directorul, cine mai este alături pe acolo, nu e de unul singur, are grup. E grup? Mai mult! Și atunci, după ce îmi găsesc vena, pentru că nu mi-o găsesc, tu o vezi? Eu o văd, da. Unde? Eu chiar o văd, tu nu-i vezi vena? Acum, pe bune. Eu nu mai văd nimic. Că directorul ăla cred că vrea ceva de la tine, chiar îți văd vena, jur. Și după ce o găsește... Îți cântă? Da, cântă, îmi povestește, mă întreabă, pentru că nu-mi iese sângele. De cum dacă aia? Cineva îți cântă, ți iese sângele? Conte Partiro. Cum adică dacă îți cântă cineva, ți iese sângele? Pentru că nu mă gândesc. Pentru că îmi distrage atenția. Nu mă gândesc. Nu sunt terorizat. Eu ca o bună vampiră ce sunt, nu dau. Nu mai întrebați nimic acum. Tăi din gură. Așa că nu e adevărat operație. Hai cu întrebare. N-am putut să nu remarc cât de frumos sunteți împreună. Și atunci vreau să-l întreb pe Cătălin dacă nu te-a tentat niciodată Ramona, având în vedere că ai o colecție impresionante de femei foarte frumoase. Întrebări. Am și eu să-i cânt cireșe. La 42 de grade, ține minte picioarele la 42 de grade numai... Pentru analize. Concluzie. Vreau să spun un lucru. Eu știu că nu numai Cătălin, noi ne cunoaștem de foarte mult timp, dar și mama lui, care eu o ador și o iubesc, mă simpatizează. Și fetelor, lucru cel mai important, întâi nu se placă băiatul, să te placă... Soacra! Cătălin, Ramona, extravaganțe, lactate, piețe, suferință sau spectacole. Păi, eu cred că Ramona nu merge la piață niciodată, așa că nu o să luăm piețe. Bun, piețele, ați luat suferința nasoată, că a spus că e decembrie, luna cadoului, nu merge. Lactate, extravaganțe sau spectacole? Lactate. Lactate? Păi după măcelar, acum... Lactate, că tot vorbeam de măcelar, corect. Primul iubit, nu, primul om care ți-a făcut curte. Lactate, din ce țară și are originile brânza? Tofu, mâncați așa ceva din când în când? Da. Vine din Grecia, brânza asta din Franța, din Turcia sau din China? Asta este mult, 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 mult mai ușor, pentru că această brânză, care n-are, mie nu-mi place, dar nu contează, trebuie să... Ți-ți place? Ce bun, și în... Da, este foarte dietetică, este foarte pe bază de soia, e foarte bună pentru sănătate. De unde vine? Din ce țară? Ca să-i întrebarea mea. China. Din China, brânza... China. Tofu am brânză ridicată pentru China. Da. 45 de milioane, 4500 de lei, jackpot, din China vine brânza tofu, chiar că nu era grea întrebare. Ai văzut tu până acum, Dane,
Ai văzut? Chinez gras? Un chinez cu colesterol? Ăștia care vine în România, la, acolo, la Dorali. Da. A, eu pe ea nu i-am văzut. Nu i-am văzut pe ea? Nu. Eu am văzut în China direct. În China sunt toți slabi. Sunt, mănâncă brânză din asta. Mănâncă, mănâncă domnișoară, dați-mi răspunsurile acum. Sandra, Mirela, Clo, Gianna, Maria, Ioana, Diana, tofu vine din China! Bravo! Două eliminate, cinci vin în runda a doua. Mirela, îmi pare rău, tofu, cum Dumnezeu, Mirela? Mirela, păi bătut toată lumea asta, stewardesă, tofu, nimic? L-am încurcat. Runda a doua s-a terminat pentru tine, Mirela, domnișorilor, două eliminate, cinci vin mai departe, mulțumesc! Se apropie, se apropie. În ce țară își are originile brânza tofu? Grecia, Franța, Turcia, China. Ce mai ești asta, frate? Țara brânzei este Grecia, părerea mea. Eu zic că China. China. Chinezi, China. Eliminăm Turcia și China. Nu. Nu? Lăsăm China. 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 Rând deștept, Cătălin, Ramona, rând deștept. Hai să luăm din lumea noastră. Hai să luăm. Între extravaganțe, piețe, suferință, spectacole, vă dau rândul de blonde acum! Hai, contează și meserile lor. Ce faci, Miki? Contează și meserile. Unde te duci, Miki? Te rog, Miki, bună seara. Permite-mi, Dan, să-l întreb pe Cătălin ce părere are despre asta. Nu, asta nu! Asta nu la televizor! Asta nu! Pot să o păstrez eu atunci. Asta nu la televizor. Nu la televizor, dar poate să fie la mine. La televizor. Nu, păi asta nu-i drept, scuză-mă, nu. Nu, nu, nu. Nu sunt de acord. Nu sunt de acord, de pentru de un lucru. De unde e asta? Pentru un lucru. Nu sunt de acord, din Lenove Comiche. A, din? Nu, asta nu-i drept, scuzați-mă. Unde sunt doamnele de aici? Dar de ce să-mi aducă decât o fotografie cu mine și una cu Cătălin să-mi aducă? Nu! De unde e Ramona asta? Din? Lenove Comiche. Lenove? Un film, Lenove Comiche, cu Vilagio e Pozzetto. Mă scuz, cred că pot să ajut eu. Când a apărut? Când a apărut filmul? Știi când a apărut? A apărut în 94, pe 27 iunie 94. Și știi de ce țin minte? Că din cauza acestui film... Zi din cauza, din cauza, din cauza? Zim, ce din cauza acestui film? Că mor de curiozitate. Ce din cauza acestui film? Din cauza acestui film. Stai, mă, nu mai aplaudați, mă, ca pe smete, cine... Mă! Din cauza... Uite-te la mine, ignoră-te, Cătălin. Din cauza acestui film... Vreau să văd ce s-a mai întâmplat. Din cauza, cauza acestui film... Da, asta nu e un zâmbăraș. Din cauza acestui film n-am făcut călătoria de nuntă. Adică? S-a supărat că ai apărut? Nu, 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 nu. M-am măritat pe 24 iunie și pe 25 iunie a trebuit să filmez, să filmez filmul. Aha. Tocmai în a doua zi după nuntă. Acolo ai avut momentul ăsta în care ai apărut... Upa! Film, film artistic. Eram copiliț, eram micuț. La câțiva anișori după măcelar. După ce pe acolo pe undeva. Întrebări, extravaganțe. Nu, am spus spectacol. Spectacol? Dăm un spectacol. Ce facem cu asta? Vreau și eu una cu Cătălin. Surpriză sau Angel, o întrebare sau o curiozitate. Ce s-a întâmplat în Mykonos? Am aici... În Mykonos? Da, în Mykonos. În cadrul show-ului tău sunt niște fotografii aici. Ce e acolo? Aolo, asta e paranghelală, nu? Exact. 11 sticle de tequila? Da. Pe internet. Botezatul, 11 sticle de tequila, în 10 au dansat uzi pe mese, ziua în amiaza mare. E mare brânză. E normal. Să știi că nu-i mai explica. Se întâmplă ce se întâmplă tot timpul când ne distrăm. Nu-i mai explica. Cătălin, Ramona, extravaganțe, piețe, suferință, spectacole, dacă vrei să dăm tablou să-l iei acasă. Spectacole. Ca o amintire de aici. Să știi că așa mă mai ușu câteodată la mine. Okay, dar eram supărată. De ce eram așa supărată? Nu știu, l-am... Da, chiar era supărată. Eram nervoasă. Era chiar nervoasă. Firea. Da! Firea. Spectacole, firea. Spectacole, firea. Spectacole sau extravaganțe? Sau sigur, rămânem la spectacole. Hai la spectacole, fiate, îl punem aici. Ramona, pune-mă aici să nu-l vadă nimeni, perfect. Așa. În ce cartier, în ce cartier din Los Angeles se află celebrul Broadway? Se află în Manhattan, în Beverly Hills, în Hollywood sau nici unul? No, iartă-mă, doar în spectacole să ne pui întrebarea asta.
Păi tu mai veni de la New York, unde am avut prezentări de modă. Păi. Veni de la Beverly Hills și Hollywood, adică LA. Păi cum să ne duci așa de nas? Păi chiar așa. Chiar așa. Chiar ne vezi așa. Ce cartel din Los Angeles se vede cel mai Broadway? Ai văzut cum mi-a făcut vârfurile? Blonde, așa un pic, dar mai blonde. Desiste la culoare, culoarea ta. Totuși. Merg la săptămâna modă la New York, merg pe Broadway cu fetele. Răspunsul? Răspunsul e? Niciunul, măi, Dan, măi. Niciunul. Niciunul. Broadway-ul unde e? Unde spuneți că e? La New York. La Big Apple. New York. The Big Apple era... Așa, puțină capcană pe acolo. Nicoleta, expert imobiliar, 52 de milioane de lei, fiecare răspuns greșit înseamnă 4 milioane 400 de lei. Nicoleta, zi-mi că știi că Broadway nu e în Los Angeles, e în New York. Nicoleta, știai? Au, ba! Nicoleta, wow. Bravo din runda a doua! Zalina, New York, Broadway, nu în Los Angeles. Vin runda a doua, Zalina? Îmi pare rău, Zalina. Mamă, 4 milioane s-au adăugat banii ăștia în jackpot. Miki, regizor film. Bravo, runda a doua, Miki. Denisia, designer vestimentar. 4 milioane fiecare X, ia câte X-ul. Hai mă, Denisia, măi. Broadway, New York, Sofia. Sofia sau Sofia? Sofia. Bravo, vin runda a doua, Sofia. Angie. New York, Broadway. Hai, că nu era mare lucru. Era întrebare capcană. Bravo. Bravo. Broadway-ul nu se află în Los Angeles. Mariana. Ne vedem, Mariana, ne vedem. Nu, Mariana, Broadway-ul nu e în Los Angeles. Mulțumesc, domnișoarelor. 3 eliminate, 4 runda a doua, la revedere! 3 domenii de cultură, extravaganțe, piețe sau suferință. În cartier din Los Angeles se află celebrul Broadway. Manhattan, în Beverly Hills, Hollywood sau niciunul? Întrebarea e cu duș întors. Broadway este, cred că este în Manhattan ăsta. Nu, stai. Nu Manhattan. Beverly Hills. Nu este în Los Angeles. Cred că este în alt oraș, Broadway. Niciunul. Niciunul. Niciunul, bă. De niciunul. Broadway e în New York. Păi Broadway e doar la New York, din câte mi-aduc eu aminte. Bineînțeles că niciunul, pentru că în Los Angeles nu este Broadway, Broadway este în Manhattan. So. Am hotărât că la suferință și la piață nu merge. Nu. Ok. Deci orice ar fi și orice meserie ar avea fata blonda supremă, luăm extravaganțe. Luați voi extravaganțe, da? Da. Domnișoară, succes! E blonda supremă și avocata, Roxana, da, am studentă. Am terminat facultatea de drept. Ai terminat dreptul, da? Ok. Roxana. Profesez, nu? Nu, urmează. Când ai terminat și facultatea? Acum 2 ani de zile. Hai că mai ai vreo 6-7 ani să te pregătești, 8, 9, 10, avocat, Roxana. Am și o curiozitate, Cătălina, aș vrea să-mi spui cum sunt îmbrăcată în această seară. Bine cum sau ești? Rău? Tu îmbrăcată? Rău sau bine, da. Din punctul lui de vedere. Pe când am zărit... Am zis, mamă, ce bună e blonda asta supra. Nu mă, te-a întrebat cum e îmbrăcată. Ia, uite! Ești îmbrăcată? În primul rând, ți-ai pus în evidență formele, pentru că ai niște forme extraordinare. O talie de GSP. Tu ce faci, curte în emisiune? Eu de-aia am întrebat-o dacă e deja profesează, pentru că văd că ai investit. Nu, e foarte bine, arăți foarte bine și ești îmbrăcată foarte. Iar albastru este foarte. Băi, nu mai aplaudați, mă, că aveți nebe. Știi de ce te-am întrebat? Pentru că rochea este creată de fosta ta iubită. Ce nume? Cum? Rochea este creată de fosta ta iubită, Bianca. Aoleu, ce oribil te-ai îmbrăcat în seara asta. Și asta te-am lăsat mai întins să spui dacă e bine sau... Te-ai îmbrăcat ca dracu! O sprijin și am sprijinit și creațiile. Așa că te poți mersi. Stai puțin, deci rochia ta e făcută de Bianca, drăguță. Da. Ce, Bianca face rochi? Face rochi? Da, mă. Da? Da. Mamă, sunt în urmă rău, că știu. Păi sunt alături de acest geniu al artei. Și e creația ta. Da. Nu. Știi că după ceva la Bianca trebuie să dezbrac. Cătălin! Extravaganțe, piese sau suferin? Extravaganță! Să vină în fața mea cu rochia creată de Bianca. Extravaganță, întrebare. Extravaganță, întrebare. Ce scriitor a inspirat sadismul ca perversiune sexuală pentru scrierile sale? E vorba de Voltaire, e vorba de
domnul Jean-Paul Sartre sau de marchisul de Sade sau de domnul Kant? Cine dintre ei? Doamne, Voltaire. Care dintre ei? Kant. Eu am făcut costumele pentru un teatru, pentru un teatru celebru aici în București, pentru această piesă cu același nume. Și vreau să mă biciuiesc Ramona. Să mă chinuie. Ca un sadismul, ca perversiune sexuală. Ca orice, numai să mă chinui. Scriitorul care a scris despre toate drăcovenile astea e domnul... Noblesse oblige. Să zic că ea. Eu am făcut costumele pentru această piesă. Am dreapta ridicată pentru un răspuns. Ramona. De Sad. Marchizul de Sade, Roxana, în câteva secunde vine răspunsul tău. Ce scriitor a inspirat sadismul ca perversiune sexuală? Sade, Marchizul de Sade, nu era greu. Corect. Frumoasă întrebare. Marchizul de Sade, Roxana, răspunsul tău greșit dublează jackpotul de 64 de milioane de 6.400 de lei. La fel ca și Bianca știe toate răspunsurile. Îmbrăcată, da, că abia ai toate răspunsurile la tine. Curiozitatea noastră, Roxana, ia spune-ne. Marchizul de Sade e cel care a inspirat sadismul ca perversiune sexuală în scrierile, prin scrierile sale. Hai în runda a doua, Roxana. Hai cu tot cu rochii în runda a doua, cu Cătălin și Ramona. Ce scriitor a inspirat sadismul ca perversiune sexuală prin scrierile sale? Voltaire. B. Jean-Paul Sartre. C. Marchizul de Sade, așa se citește, de Sade. Marchizul de Sade, Kant. Păi dintre toți ăștia, cred că doar Voltaire era scriitor, nu? Nu știu. Nu știu care dintre ei. Perversiune sexuală? Jean-Paul Sartre. Ce? Marchizul de Sade. Ce? Mm-hmm. Marchizul de Sade. Marchizul de Sade. Indubitabil, Marchizul de Sade. Cătălin Botezatu, Ramona Bădescu. Îmi frec mâinile de bucurie pentru că acum urmează partea cea mai interesantă a show-ului. 22. Și 64 de milioane. 64, 6400 și 22 de blonde, vorba Ramonei. 22, atunci când eliminați 22 minus 3, 19, când eliminați 19 blonde, ați luat banii sau mergeți mai departe la 300 de milioane. Asta este regulamentul. Noi punctăm 19 blonde de eliminat. Păi mergem, vrem să mergem. Dar nu e greu. Noi vrem. Nu e greu, Ramona. Hai să vedem. Încet. Să vedem mintea lor, contează mult ce e mintea lor. Hai cu întrebările. Care este numele întrebări? Care este numele personajului principal din Vrăjitorul din Oz? Sau câți metri are un kilometru? Sau care este moneda oficială în India? Ne putem cu... Nu, ce? Sunt banii voștri, alegerea voastră, sunt blondele voastre. E sigur? Da. Tu ai fost acolo. India. Da. Vă dau variante pentru întrebarea care este moneda oficială în India? Vă dau variante sau nu vă dau? Fără variante. Da. Ia întoarceți-vă să nu vedeți ce scriu blondele. Domnișoarelor, aveți promisiunea mea că elimin fiecare blonde care încearcă să copieze. Fiecare blonde, sunt cu ochii pe dumneavoastră, da? Întrebare, care este moneda oficială în India? 64 de milioane de lei, 6400, fără să copiați, fără stânga, fără dreapta. Hai, Magda. Moneda oficială în India, domnișoarelor. Fetelor, ați terminat de scris? Dacă da, ridicați mâna dreaptă în sus. Ridicați dreapta în sus dacă ați terminat de scris. Atunci stop! Stop! Ați fost în India? Da. Amândoi? Ramon, ai fost? Nu. Nu, mi-ar place foarte mult. Am fost. Ai fost în India? E adevărat că trebuie să-ți faci vaccin ca să ajungi pe acolo, nu? Nu, mă, prostie? Da? Cel mai frumos lucru este Triunghiul de Aur din India, însemnând Taj Mahal, însemnând... Ai intrat la Taj Mahal? Normal. Cu ce ai plătit? Cu rupia indiană. Rupia indiană, moneda oficială în India. Știi, mi-am amintesc de filmul ăla, Slumdog Millionaire. Acolo erau cu... Ah, bravo! O floare și doi grădinari, rupia indiană. Ramona, Cătălin, sunt fete în jurul vostru care a spus altceva. Găsiți-le și dați-le afară. Eliminați blonde ca să luați banii. Cine a greșit? Cine a dat un alt răspuns? Câte persoane
Sunt 22 de blonde aici. Și noi cât... Alegeți o blondă, alegeți o blondă care credeți că a greșit răspunsul. Ce zici de Marina? Unde ești Marina? Manager la ce? Unde? Cum? De fapt, administrator de firmă. Administrator de... Marina. Moneda oficială în India, ai auzit de India? Capitala este India. Capitala Indiei este... New Delhi. Să-i zic, care e capitala Cătălin? Bombay. Las-o, că e tot acolo. Bollywood. Și într-o parte și în alta se plătește cu rupii. Rupia indiană, arată-mi ce scrie la tine, Marina. Zim că scrie rupia indiană, zim sau zbori, arată, Marina. Aș putea să spun că... Ai putea să spun că... Cătălin. Hai, du-te acasă. Ce? Lapsus? La revedere! Acasă! La revedere! Lapsus! Ce intuiție au bărbații! La revedere, Marina! Lapsusul! Ce intuiție au bărbații! Vezi? Mai încercați-vă intuiția. Care sunt blondele care au dat-o în bară? Nu ține de intuiție, e o întrebare grea. Eu cred că e o întrebare ușoară. A greșit. Știi ce se gândește Cătălin? Știi ce se gândește? Că tu ai stat lângă Marina și că eu nu te-am văzut când tu ai copiat. Asta e. Ai, mă, negru n-a văzut când a copiat de la... Nu îmi spune că e lapsus și la tine, Alessia. E lapsus? Băi, e belea dacă ai scris lapsus. E lipsus. Da? Privirea ei, să știi că mă preocupă. Moneda oficială în India este... Lira sterlină. Stai în Anglia, băi! No, englezii cu lira sterlină. Du-te acasă, Alessia, la revedere. 64 de milioane sunt în joc. Banii câștigă blondele care nu sunt eliminate. Cu o singură întrebare, două. A fost în India. Ai fost? India? Au zis să ești de India, da? Capitala? Dă o durere, e capitală, contează banul. Noi vorbim de bani. Moneda oficială la indieni este... Ia, dă-i Andreea cu răspunsul. Dacă e altceva decât... Rup... Mamă. Andreea, v-a tăiat o întrebare! Vă dau posibilitatea să vedeți ce e în mintea lor. Domnișoarelor, vreau răspunsuri! Ia uite acolo, ia răspunsuri, dați-ne răspunsurile. Ce scrie? Rupia. Uite, blonda supremă a zis dinar. Ce scrie la blonda supremă? Roxana, ce scrie la tine? Roxana, arată-mi ce scrie. Dinarul surbesc, mă? Am uitat de blonda supremă. Dinarul surbesc? Magdalena, la tine ce e? Drahma? Drahma? Mamă, lăsați jos hârtiile. Toate astea puteau fi eliminate. Toate puteau zbura. Ne întoarcem la întrebări. Care este numele personajului principal din Vrăjitorul din Oz? Sau câți metri are un kilometru? Sau Reykjavikul este capitala cărei țări? Hai, Reykjavik. Cu variante, vă dau variante. Hai că nu știți din prima. Vă dau variante. Fără variante, fără variante, că trebuie... Ai fost? Ramona, ai fost? Ramona? Nu? Nu. Domnișorilor, fără variante, care este capitala cărei țări este Reykjavikul? 6400 de lei, 64 de milioane cu blonde eliminate, dacă încercați să copiați! Magda. Blonda supremă a dat-o cu dinarul. Roxana, dinarul e moneda din India? Reykjavikul este capitala cărei țări? Opriți-vă! Cred că ați terminat de scris. Stop! N-aveți voie să vă întoarceți. Nu trageți cu ochiul. Cine a fost în Reykjavik? Cine a fost în Reykjavik? De 6 ori la săptămâna modă. Mă, de 6 ore ai fost în Reykjavik, da. Cătălina? Și am filmat și Next Top Model acum. La Reykjavik, în Islanda? În Islanda, cea mai frumoasă țară. Uite, eu stau tot în decorul ăsta nenorocit. De cele mai frumoase căderi de apă, cu cele mai frumoase cascade, cu cele mai frumoase geizere. Islanda este un... Ai nevoie de viză, de ceva, să duci acolo? Nu, de bani. Nu, de rupia indiană. Doar de bani. Reykjavikul, unde te-ai dus tu acolo, ai zburat din București spre Reykjavik. Londra și Londra... Reykjavik. Adică, cum ai zis? Capitala cărei? Islanda. Islanda? Islanda? Reykjavikul, capitala... Nu era greu deloc! Islanda! Niște ghețari superbe acolo. Islanda. Și niște blonde frumoase care au dat răspunsul. Alegeți-le. Hai, Cătălin. Hai, Ramona. Alegeți-le. Alegem.
Și că tentează blonda supremă, că a dat-o cu dinarul. Da, am văzut că se face cu ochiul. O să râzi, ochiul. Dar blonda supremă. Tu vorbești serios, Roxana, da. Nu ne arăta încă. Știi de ce te-a luat? S-a gândit, bă, e tută rău. Nu, e tută dacă a dat-o, dacă a dat-o că India, în India sunt dinarii, Cătălin a zis, gata, ne. Nu, gata, nu, ia. Nu din cauza asta. Mă răzut pe rochie. Roxana? A, rochia biancă, e porțo rochie. Dacă a scris Islanda, eu mă duc și nu am ai, ai cam vrea să nu vedem ce ai scris acolo, așa-i? Adică ai vrea să-mi dai hârtia, păturești? Nu, 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 ai vrea să... Așa, îndoai-o bine de tot și ai vrea să-mi dai... Ia, dă-o aici, dă-o aici. Dă-o aici, dă-o aici, blonda supremă, ai răspuns cel mai bine testelor de cultură. Bă, dă, bă, dă hârtia! După ce plec! Bă, dă hârtia! Recunosc! E o nenorocire aici, înseamnă. Blonda supremă, Roxana, blonda supremă! Reykjavik, capitala Islandei. Ai răspuns cel mai bine testelor de cultură generală. Din păcate, geografia nu-mi place. Ce-a scris acolo? Nu, nu. Dă-mi, dă să mă... Nu. Doamnelor, eu așa ce bărbat am aici. Ce mintea ta, mă! Nu știu! La revedere, blonda supremă eliminată, acasă. Ia-ți hârtia, la revedere! Scăpat de cea mai deșteaptă, crede-mă, testele noastre de cultură a dat-o pe asta, cea mai deșteaptă. Asta e, bă, da, nu, așa nu, bă, da. De Bianca. Și era cea mai deșteaptă. S-a dus cu... Nu, dar dacă... Da, scuzați-mă. Crede-mă că așa am făcut și Bianca, cea mai deșteaptă am și s-a dus. Dar dacă schimbă rochia... Nu, dacă mă, schimbă da, ruschi, nu schimbă. Ia mă, uitați-vă la blondie, mă, uitați-vă, cine a dat-o în bară? Care mai a dat-o în bară? Care dintre ele a mai dat-o în bară? Care mai a dat-o în bară? Așa. Blonda supremă eliminată cu răspuns de nu știu, acasă, altceva. Ia încercați, 64 de mii de lei, 6400, pardon, 64 de milioane. A dat-o în bară și Magda. Expert în vânzări, a venit drept spre tine, Magda. Are o... mi-e frică, mi-e frică de Magda. Iată-mă, expert în vânzări, în ce zonă, cu ce te ocupi? Vânzări de... La o companie de ce stat. Vinde? Ce vinde compania? Servicii poștale și non-poștale. Poștale. Oh, e bună, servicii poștale, gata, ți-a ales-o. E complicat asta cu serviciile poștale, poștale, lumea e mare. Magda! Ai liniștea, ce liniștea. Ai auzit de Reykjavik? Și zâmbetul. Ai auzit de Reykjavik, Magda? Salvează-le pe blonde și arată-mi Islanda. Scrie Islanda la tine, salvează-le. Reykjavikul este capitala Islandei! Excelent, Magda! E de ținut minte blonda asta. Domnișoarelor, curiozitatea noastră! Hai, arătați-ne ce a scris! Măi, Islanda, Islanda, Magdalena! Unde ești, mă? Cum e Serbia, mă, Magdalena? Cum a... Bă, ce în mintea ta, mă? Se termină tot cu A. Nu, ascultă-mă, da. Dar știi care e capitala Serbiei? Vorbesc serios acum. Nu. Nu, pe bune, nu știi? Tocmai de asta m-am gândit că s-ar putea să fie a Serbiei. Frate, eu nu văd nimic de râs aici. Bă, eu nu văd, eu văd lucruri de plâns. Deci capitala Serbiei e Belgrad, măi, fată. Belg, ți-ai amintit acum? Da. Beograd, corect, da. Belgrad. De când s-au despărțit numai. Cine s-a despărțit? Iugoslavia s-a despărțit, da, exact. Mă, blondo. Serbia e Serbia. Mamă, lăsați jos hârtile, mulțumesc. Ia uzi, mă, Serbia, întrebări. Blonda supremă. A plecat blonda supremă, întrebări. Care este numele personajului principal din Vrăjitorul din Oz? Fugiți de întrebarea asta de la început, am băgat de seamă. Câți metri are un kilometru? Sau care este cel mai înalt vârf muntos din România? Vă dau variante. Vă dau variante, Ramona, Cătălin, variante. Nu știu. Întoarceți-vă, întoarceți-vă, întoarceți-vă. Pentru că știu. Păi atunci vă dau variante, păi atunci vă dau variante. Mergi pe mâna la botezat? Bine. Fără variante. Fără variante, da? Cătălin. Mergem fără variante. Ok, bun. Domnișoarelor, cel mai înalt vârf muntos din România se învață prin clasa a șasea. Hai! 6400 de lei, 64 de milioane, nu copiați. Cum o să fie capitala Islandei, Reykjavik, să fie capitala Serbiei, mă, Magdalena? Ce mă, în mintea ta, mă? Și mai și râzi. Reykjavik, capitala Serbiei, să ne ferească Dumnezeu. Stop, fetelor! Cine pleacă cel la plimbare? Cel mai înalt vârf muntos din România. Da. Cine pleacă la plimbare, mare? Face mult până în capătul lui. Până în vârful lui, face mult. Cam 2544 de metri altitudine. De metri. Dar între timp a mai scăzut un piculeț. Că da, poate nu-i zăpadă, da. Nu s-a... Și să fie oare cât negoiu, dar e moldovean. Negoiu, negoiu, dragă. Nu, 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 să fie oare... Sunt amândoi acolo în zona transfăreșeanului. Eram nehotărâte. O dăm pe... Moldovean. Cel mai înalt vârf muntos din România, moldoveanu.
Se învață în a șasea, în a cincea, pe acolo, pe undeva. Nu e greu. Se vede din munții Făgăraș, așa, pe senin, moldoveanu, corect. Eu ca olteancă spun moldoveanu. 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 Tu ca olteancă, dragă Ramona, ia ce fler. Ce fler ai tu la blond aici? Ce fler ai tu la blond, Ramona? Eu cu fetele nu prea am fler. Dacă mă întreb, dacă îmi puneai acolo niște bărbați, niște blonzi, mă mai... Ferrari, cu măcelare, că tot vorba... Eu am ceam, să știi că eu am ceam cu Alexandra. Dar Alexandra, unde ești, Alexandra? Ramona, special, mergem pe mâna lui Cătălin? Nu. Okay. Nu. Ok. Nu. Alexandra era opțiunea lui Cătălin. Alexandra era opțiunea lui Bote. Ia zi, Ramona. Ia zi, Ramona. Ia să spun... Alexandra. Faci cum zici tu și faci ce mâncăm sau cum este. Alexandra. Nu, să zic că ea nu scrie. Nu. Nu sunt două fără trei. Magdalena. Magdalena, nu mi-arăta Magdalena. Magdalena. Mintea ta e blondă rău până acum. Iartă-mă că ți-o spun. Ai dat niște răspunsuri absolut. Magdalena, recepționer? Recepționer. Da. Adică lucrezi în recepția unui hotel, nu? Da. Asta să înțeleg? Poate fi Magdalena. Acolo. Poate dar chiar la acolo. Nu înseamnă ghid turistic asta. Păi nu e cu turism, nu ești la hotel? Da, dar înveți o limbă străină. Aici ești într-un hotel din București. Deja se scuză, a greșit. Magdalena, el mai înalt vârf muntos din România. Tu ai auzit, măcar ai auzit de moldovean? Ai auzit așa? Am auzit. Ai auzit, așa. El mai înalt vârf muntos. Ai dat-o pe aia din aur cu Reykjavikul, capitala Serbiei. Magdalena, rămâi în luptă sau zbori? Contează mult răspuns. Caraiman, ești la revedere! Magdalena, Magdalena! Magdalena, spune-mi drept! Excelentă alegere cu Magdalena. Ați dibuit-o după răspunsurile de dinainte. Mano. Manole unde? Că n-avem niciuna Mano. Mano. Alexa. Dacă scrii altceva, ne-ai părăsit și pierzi șansa de a câștiga niște bani în seara asta. Alexa, salvează-le pe blonde, arată-mi. Excelent! Și-a scris și înălțimea, bravo! 2544! Bravo, Alexa! Să ține minte! Curiozitatea noastră, corect! Alexandra, te vrea pe tine botezatul. Alexandra, arată-mi ce scrie la tine, ce scrie? Hai, arată-l! Vezi? Curat, bravo! Era bună alegerea lui Cătălin. Fetelor, curiozitate, ia arătați-mi ce ați mai scris. Era bună alegerea lui Cătălin, moldoveanu. Ce scrie, mă, la tine? Diana, șofer, Diana Nehoiu. Hai, mă, Nehoiu. Lăsați jos, perfect, lăsați jos. Era bună alegerea. Era Alexandra, bună, măi. De ce nu ai spus mâna lui? Mâna lui! Păi a zis decât una. Numele dacă care... Dacă mâinile mele. Nu, numele personajului principal din Vrăjitorul din Oz. Fugiți, de asta am observat. Bun. Câți metri are un kilometru? Sau ce animal se presupune că ar fi provocat moartea Cleopatra, regina Egiptului? Câți metri? Câți metri are un kilometru? E cu variante, că aici v-am încurcat. Hai că e cu variante, nu? Ia faceți-vă. Atenție, Ramona, câți metri are un kilometru în România? În România. Fetelor, fără variante, hai! Câți metri are un kilometru pentru Ramona Bădescu doar în România? Sunt cu ochiul pe voi, să nu vă prindă copiască, vă zbor, vă dau cuvântul meu de onoare. Magdalena a plecat, capitala Reykjavik, capitala Serbiei. 6.400 de lei, 64 de milioane, a scris toate, stop! Și ce a scris toate, mă, n-au cum să nu știe. E, mă, cum? Corect. Câți metri are un... Mă, noi am pus întrebarea, asta e. Dar numai aici, cu Dumnezeu numai înainte, aici. În România, nu, da, adică să nu, de 1000 de metri, de Palermo, de 1000 de metri, no. Cătălin, un kilometru? Cum? 1000 de metri, aici sunt ai noștri. 1000 de metri, răspunsul lor. 1000, sunt ai noștri. Cine-i ținem acolo? S-o luați pe șoferiță. 1000 de metri. Ia cu tirul, zice. Dar cum ar fi să existe una, cum ar fi să existe una care să nu fi știut răspunsul ăsta? Băi, asta provocare. Cătălin, asta provocare. Asta provocare... Asta provocare. Găsiți-o pe aia care n-a știut răspunsul ăsta. Eu pe doamna din public. Nu, publicul nu se pune. Banii sunt aici, nu sunt atât de departe. Găsiți-o pe aia care n-a știut răspunsul. Te las pe tine la fata ta pentru că sunt serios. Pe mine? Păi da, de ce? De ce nu tu?
Hai, Ramona. Sandra. Sandra, lasă-o încet, așa, lasă-o... Ți-a căzut fața deodată, știi, când m-am uitat la tine și a spus Sandra, lupa! Sandra, un kilometru, mama dracului, ar fi culmea. Nu, ar fi culmea. Nu există așa ceva. Are 1000 de metri. Ia, ce-ai scris acolo? Bravo, tati, bravo! Hai că era culmea! Vreau să întreb. Scuzați-mă. Cine a greșit, cineva? Ia arătați-mi hârtie, ia arătați-mi hârtile. 1000, 1000, 1000... Uită-mă mintea ăsteia, mă! Stați, că e una Anemarie chimistă! Ia uite-o pe Anemarie, mă! Mă, Anemarie! Deci, uitându-mă așa, am citit invers câți kilometri are un metru. Am fost în mintea mea. Și tu ce-ai scris? Iarătă-mi 0,000... Am pus invers. Și vorbim, băi! Un kilometru are 1000 de metri. Dacă a citit invers, am citit invers. Pe invers e ok. Era zburată. Lăsați jos hârtii, lăsați jos hârtii. Am întrebări, am întrebări. Aia de care fugiți voi, care este numele personajului principal din Vrăjitorul din Oz? Bun, asta de copii fugiți. De copii fugiți, bun. Cum se traduce Feliz Navidad din următoarea melodie celebră? Sau ce animal se presupune că ar fi provocat moartea Cleopatrei, reginei Egiptului? Vă dau variante. Hai cu variante la Cleopatra. Dar ce e cu mine cu variantele? Ia-ntoarceți-vă atunci, ia-ntoarceți-vă. Fetelor, hai! Un animal care se presupune că ar fi provocat moartea Cleopatrei, regina Egiptului, mă enervați că nu copiați. Sandra, ai fost la un pas de eliminare, ai tras cu ochiul spre dreapta. N-am eliminat nicio blondă până acum. Cum se numește, ce animal se presupune că ar fi provocat moartea Cleopatrei, regina Egiptului? Cred că ați scris toate, da? Stop! E rândul răspunsului vostru. Și asta e imposibil să nu... Nu e așa că e imposibil. Un șarpe veninos a ucis-o pe Cleopatra. O femeie prea puternică, prea enigmatică, ochii prea albaștri. Ochiul prea albastră. I-a venit de hack. Frumoasă nu era cu adevărat. Deci adevărata Cleopatra nu era frumoasă. Bine interpretată după aceea de Elizabeth Taylor. Avea nasul ăla, se zice că avea un nas mare. După ce au făcut filmul cu Elizabeth Taylor, a terminat. Da, un fashion expert. I-a venit de hack cine? Un șarpe. Se presupune că moartea ar fi fost provocată de un... Nu era greu, un șarpe! Ramona, Cătălin! Da? Eu o iau pe Andreea. Unde ești, Andreea? Are o treabă cu tine, Cătălin. Are o treabă cu tine. Andreea, șarpe trebuie să scrie. Arată-mi ce scrie la tine. Arată-mi, Andreea. Arată-mi. Rămâi sau pleci. Arată-mi. Bravo. Mamă. Nu e bine. Fetelor, arătați-mi răspunsurile voastre. Vreau să vă răspunsuri. Șarpe, cobră, șarpe, vipără. Lăsați jos hârtiile. Perfect. Întrebări. Care este numele personajului principal din Vrăjitorul din Oz? Fugiți de întrebarea asta de la început. Sau. Cum se traduce Feliz Navidad din melodia celebră? Sau cu ce fel de brânză se prepară prăjitura? Cum se citește? Tiramisu. Tiramisu. Cu ce fel de brânză se prepară asta? Tiramisu, să mâncăm un pic. O alegeți pe asta? Da, cu variantă. Păi cum să iau cu variantă, că n-am italian ca aici la mine. Fără variantă? Întoarceți-vă! Fetelor, hai! Sunt cu ochii pe voi! Să nu vă prind că încercați măcar să copiați. Cu ce fel de brânză se prepară prăjitura? Tiramisu! Angie, Clo, Gia, nu stânga, nu dreapta! 64 de milioane de lei, stop! Faci acasă așa ceva? Ți se întâmplă? Da, ador tiramisu. Tiramisu. Accentul e pe... Știi ce înseamnă? Cum se traduce? Cum se traduce? Trage-mă în sus. A, credeam că știi. Da, aia îmi place. Tiramisu. Okay. Așa că e important să știm cu ce la orice prins. Cină extraordinară, da, faci un tiramisu. Trage-mă în sus. Da. Cu ce? Cu brânză? Mascarpone. E teamă că și blondele au răspunsul corect. E foarte ușor de făcut. Biscotul, mascarpone, zahăr.
zahărul. Nu e mare brânză cum ar veni. Nu e mare mascarpone. Ia încercați, Cătălin, ia încercați. Poate totul. Poate totul. Fetele sunt toate cu o linie perfectă. Pardon, scuze. Amore, amore. Ia încercați. Ia încercați. Ci sunt tante, ma vediamo così. Che dici, che dici, che dici? Prima e questa stewardessa e dopo questa motociclista. Pe motociclist. Non lo so, tu decidi. Motociclista v-a mai tăiat o întrebare. Ea, atunci ne-s minte. Angie, stewardessa. Păi ar trebui să călătorească, să știe. Călătorește, stewardessă. Angie, ridică-mă în sus, se prepară cu mascarpone. Angie, arată-mi ce scrie pentru 64 de milioane români sau pe aici. Hai mă, că nu e greu mascarpone, că n-ai scris altceva. Du-te acasă, Angie. Du-te acasă, Angie. La revedere, ce brânză dulce. La revedere, Angie. Mă, poale în brâu, vorba lui Pote. Wow! Nu credeți pe asta, așa-i? Nu credeți că există cineva care să nu știe răspunsul? Păi ba da, mai bine, dacă bun, poate fata a spus în traducere... Brânză de mascarpone. Mascarpone. Asta înseamnă brânză dulce în traducere mascarpone? Mascarpone, noi ne-am născut cu mascarpone. Dar ce e mascarpone, chiar? Mascarpone. 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 E un... E un fel de mascalțone. E un fel de... Nu, dar cum se traduce ea? E un fel de cremă de ouă. Lasă-mă de cremă, cum se traduce? Păi ce-ar fie care traduce? Brânză dulce tradus dânsa, poate să fie brânză mai puțin dulce. Mascarpone, noi, aici. Nu mă, cum se traduce? Noi nu ne-am născut cu mascarpone. Dar eu știu cum e, dar cum se traduce? Ce înseamnă mascarpone? Înseamnă ce înseamnă? Mascar? Are o traducere? Cum e tiramisu asta? Ridică-mă în sus. Mascarpone? Ce Dumnezeu? Mascarpone nu se traduce. Nu are traducere. Cine naști tu de mascarpone? Cine? Petru, ridicați mâna sus. Cine n-a știut? No. Ia mai încercați, ia mai nimeriți, Cătălin. Flerul, intuiția. Eu zic că motociclist. Intuiție. Cine? Iar? Cine? Moto. Alexa. Are o treabă cu tine, Alexa. Le-ai tăiat o întrebare până acum, are o problemă mare cu tine, Cătălin. Și ce? Alexa. Alexa, le-ai tăiat o întrebare. Alexa, salvează-le pe blonde. Banii ăștia îi câștigă blondele care rămân în picioare. Bate-ți-i. Bravo, mă. Băi, de ce tot vă duceți spre ea, nu înțeleg? De ce mergeți din nou spre ea? Care-i logica? Fetelor, ia arătați-mi mascarpone, frișcă, Ada, Anda, ia uite-o pe Anda. Mascarpone, Anda, frișcă, mă. Anda. Bă, frișcă. De la tine eu am nu zis de brânză, nu era întrebare. Ce fel de brânză? Tu ai scris frișcă, jos sârtile. Mulțumesc, Anda. Fetelor. Întrebări. Frișcă, puteți să eliminați pe asta cu frișca. Păi da, dar păi, pași. Care este numele? Fugiți de întrebarea asta de la nu începutul show-ului. Nu știu sunt mai multe personaje, nu mai știu care este numele personajului principal din Vrăjitorul din Nou. Sau cum se traduce Feliz Navidad, sau de la ce vine prescurtarea TVA. TVA. Vă dau variante. Fără variante, da, fetelor? Hai! Credeți-mă, e complicat răspunsul. De la ce vine prescurtarea TVA? Toată lumea vorbește zilnic de TVA, domnișoarelor, domnilor, domniților blonde. 64 de milioane de lei. Fără TVA. De la ce vine TVA? De la ce vine prescurtarea asta? Stop! Am o rugăminte, v-am rugat încă de la început să nu încercați să copiați. Am spus asta o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori. La revedere, Nicoleta, îmi pare rău. La revedere, îmi pare rău. Ce să fac eu, Nicoleta? Hai că și noi copiam la școală. Nu, dar n-am copiat. Nu, dar ce să copiam, nu aveam nimic de comentat, sincer. Dar cum s-o iert, mă, oamenii s-o uită. Fiată. Hai mă, Dană, iartă-o. Hai mă, Dană, iartă-o. Eu scriam pe picior, scriam. Că și eu am copiat. Dar el a copiat. Mă, în timp ce merge cronometru, am spus-o o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, spargă. Am spus că în timp ce merge cronometru, să nu vă uitați în stânga sau am spus asta. Se vede pe imagine că am întors foaia și după aceea. Dar mergea cronometru, mergea muzica aia? Eu scrisesem, n-am mai fost atentă și la muzică, și la aia, le-am scris. Era emoționată, Dan. Bun, acum tu... Uite-te pe foaia mea. Bun. Să vezi că dacă, după ce uite-o. Mi-am uitat, puteam no. Să... Bun, tu ce vrei acum? Tu ce vrei acum? Să mă dea pe mine ăștia de la antena afară, pentru că nu mă respect, nu, ce scrie în contract? Să... Nu mă dă pe mine nimeni afară. Ce știți? Ce viață avem noi la antena? Hai, iar... Bine, iată.
Nicoleta, 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 în timp ce mergea muzica, te-ai uitat în stânga și în dreapta, ce să fac? Știu, dar ce să fac? Bun, fii atent, mă gândesc niciodată să mă inventez ceva. Dar ce să fac? Ți-am arătat imagini, ce să fac, Nicoleta? Care era întrebarea? De la ce vine prescurtarea TVA? Fii atent, ascultă-mă, uită, ca să... Nicoleta, ca să salvăm onoarea, răspunsul Nicoletei ar fi fost... Da, mă, era răspuns bun, corect. Da, mă, că n-avea timp să copizat de mult, că nu, eu... Nu, a răspuns bine, culmea, a răspuns bine. Păi de ce ai răspuns culmea? Bine, dar ce să fac? Ai răspuns bine. Și pentru asta toată lumea te aplaudă. Și tu nu te mai uita la mine cu ochii ăștia. Nu mai reproșam, că și Cătălin, nu mai reproșați mie lucruri. Am spus-o de la început, nu e voie să vă uitați în stânga sau în dreapta în timp ce merge cronometrul. Ce te spăiști tu pe mine acum? Mai Dane, mai... Uite-și pe... Mai Dane, mai îmi plac și eu, mai Dane, mă, uite-și pe măi așa ceva, măi. Dar ați greșit bine, adică... Corect, ați scris bine, dar... Ați scris bine, deci, era acolo... Gata, mă, închidem subiectul, gata, mă, închidem subiectul! Nu putea să stea acolo așa cu fața așa în jos. Ascultați, ce înseamnă TVA, de la ce vine presupra? Înseamnă ce dau eu în fiecare an final să fie, nu mai pot taxa pe valoarea adăugată. Taxa pe valoarea adăugată, spune Cătălin. Că nu se mai micșorează odată și că nu mai suport. Măi, culmea, fata asta, Nicoleta, a răspuns corect, chiar așa a răspuns. Da, Nicoleta, ai avut dreptate, taxa pe valoare adăugată, dar ce vina am eu dacă tu te-ai uitat în dreapta sau în stânga? Nicoleta, îmi pare rău. N-aș și vrut să te am ca profesor la școală. Aoleo, nu mai începi și tu cu din... Hai mă, oricum asta știu toate. Eu copiam aici, scriam. Unde scriai? Pe cuvântul tău, pe cuvânt de onoare. Și stăteam așa, stăteam pe la și ridicai, așa. Da, așa. Și stăteam așa cu mâna și pe bancă. Și ridicai rochița așa de aia. Lăsam dros. Și cum ai zis, că n-ai vrut să fiu profesorul tău? Nu, mie mi-a fi plăcut. Nu, că nu mă prindeai. Prinde-ți blonda, care a dat o bară, Cătălin. Toată au scris bine, chiar și Maria. Maria? A spus chiar și tu, adică tu ești... Dar... Cineva a dat o bară. Hai să o luăm pe Gia. Gia, unde ești Gia? Consilier marketing. Gia, ia-o încet. No. Gia, consilier marketing. No. TVA înseamnă taxă pe valoare. Ce scrie la tine acolo? Excelent. Dar tot au scris. Chiar nu mă așteptam la asta. Curiozitate! Arătați-mi, fetelor, arătați-mi! Taxe pe valoare adăugată. Taxe pe valoare adăugată. Bani! Bani, mă! Aia scrie Ada. Anda. Bani! Uite-o pe Anda, e jurnalist. Una singură, da. Băi, dar pe aia una putea să o luați. De câte ori putea să eliminați blonde care au dat-o în bară? Păi, Anda, da, cum să fie, măi? E jurnalist? E studentă la jurnalist? Am fost. Dar tot bani sunt aceia. Exact. E o taxă. E taxă. Nu plătesc. Care până la urmă taxă se transformă pe valoare în adăugată. Bani. Asta înseamnă TVA, nu bani. Întrebări. Care sunt numele personajului principal din Vrăjitorul din Oz? Fugiți de întrebarea asta de la început. Sau cum se traduce Feliz Navidad? Sau care sunt cea mai mică țară din lume? Aia, cea mai mică țară din lume. Mă, dar ce fugiți de Vrăjitorul din Oz, de când a început emisiunea? Că nu știm vrăjeala asta. Cea mai mică țară din lume? Cea mai mică țară din lume? Da. Patru variante, vă dau variantele? Nicio variantă. Sigur? Nu. Ia întoarceți-vă. Domnișoarelor, fără variante, ați văzut ce a pățit Nicoleta. Nu încercați. Hai! Cea mai mică țară din lume, Nicoleta, chiar n-a copiat. Îmi pare rău, Nicoleta, dar am fost nevoie să te elimin. Cea mai mică țară din lume, care e? Aici s-ar putea să vă încurcați la un răspuns. Nu stânga, nu dreapta. Măi, de câte ori am spus că nu trebuie să vă uitați la cei din jur în timp ce merge cronometrul? De câte ori n-am spus asta? Ce să fac eu, Nicol, cu tine acum? Adineaure am vorbit cu cealaltă, Nicoletă! Adineaure am vorbit, Nicol! Ai copiat? Afară! Afară. Nicol, ce vine am? Ce să fac acum cu tine? Bine, dacă îngenunchezi, plec. Da, eu îngenunchez, dar tu recunoști că te-ai uitat? Da, recunoști că te-ai uitat? Mă, recunoști că te-ai uitat? Da, m-am uitat la colega mea, dar eu am scris. Dar te-ai uitat, da? Și-ți demonstrez că nu am scris. Măi, te-ai uitat sau nu te-ai uitat? Da. La revedere, Nicu. Nu, vreau să încerc. Păi n-am făcut-o acolo. Ce crezi că ți-ai aici? Pajul? La revedere, Nicol. Nicol. Bă, da, fetele astea, de asta sunt șale mai bine. Cea mai mică țară, cea mai mică țară din lume care e? Vaticano. Cea mai mică. Cea mai mică, da? Cea mai mică. Mică, mică, mică. Cea mai mică, pe primul loc.
Și a doua? A doua ca idee? A doua era Liechtenstein, Andreea. Monaco. Monaco, Vaticanul e cea mai mică, corect. Nicol. Da. Și atunci de ce te-ai uitat? De ce te-ai uitat? De ce te-ai uitat la ea? Ca să vezi dacă, dacă ai greșit sau nu? La revedere, Nicol, îmi pare rău. Nu mai copiați. De ce te-ai uitat? M-am uitat la tine și am uitat. A zburat, Nicol. Mulțumesc, Nicol, la revedere. Și el s-a uitat. Să fac în față, la față, să ne fie operator. Noi stăteam așa. Și el, la un moment dat, s-a uitat așa. S-a uitat la senii tăi. Nu, la cercei. De ce s-a uitat? Cătălin, la cercei. Cea mai încățare din lume, perfect, Vaticanul, la Monaco, locul 2. Ia uitați-vă în jur la blonde. Care a dat-o în bară? Vatican. Nu. Crezi că s-a altceva decât Vatican? Dacă Alex n-a dat-o în bară, acum eu plec eu. Cătălin, de când chiar dacă stai genunchi? Toate întrebările ți le-a tăiat. Toate întrebările. De ce tot la Alex? Eu aș sau alege... Sau zi. Lasă-o și pe rămân. Impresar pot. Kilo. Clo. Impresar. Clo! Mică, Vaticanul. Vaticanul, cât leafa de furnică. Arată-mi, Clo. Mică, cât o leafă de furnică, arată-mi ce... Andorra. La revedere, Clo! Mamă, ce fler a avut Ramona acasă, Clo! E Vaticanul, nu Andorra! Andorra! Anda. Mergi pe mâna lui acum, tu ai spus, Clo, Anda. Până acum ai avut niște întrebări, niște răspunsuri stupide rău. E, acum... Corect? Anda. Ai auzit de Vatican? Da. Absolut incredibil. Băi, să nu-ți vine să... Mă, nu m-am baradat-o până acum. Anda, cum ți-a venit ție asta în cap cu Vaticanul? Cum ți-a venit ție în cap Vaticanul? Excelent! Așa Anda l-a salvat pe blonde. Incredibil! Toate raperele până acum le-a avut și uite acum. Excelent, Anda! Arătați-mi ce a scris Monaco, San Marino. Ia uite acolo, Irina. San Marino, nu e San Marino. Bravo cu Vaticanul. Ia uite. Monaco, ia uite. San Marino. Te vezi, te-ai zis Alexa? Ce scrie la tine? Alexa? Nu, Alexa, arată-mi Alexa. Ce Alexa. Monaco? Monaco, toate astea puteau fi eliminate. Cea mai mică din lume e Vaticanul. Care toate astea? Dacă erau doar câteva. Monaco. Uite-mă, Monaco, Irina. Toate astea, uite. Puteau fi eliminate. Monaco, tot ce era Monaco putea fi eliminat. San Marino putea fi eliminat. Trei erau mai rău. Care este numele personajului principal din Vrăjitor din Oz? Bun, nu. Cum se traduce, ultimele două întrebări, cum se traduce Feliz Navidad din următoare? Sigur? Sigur. Ascultați melodia și mare atenție. Cum se traduce, vă dau variante? Vă dau variante. Nu ne mai dai. Hai că vă dau variante. Fără variante? Ia întoarceți-vă. Lăsați melodia sub noi, fetelor. Cum se traduce? Feliz Navidad. Hai. Feliz Navidad. Am eliminat blonde, continui să o fac dacă priviți în stânga sau în dreapta. 64 de milioane. Feliz Navidad. Cum se traduce Feliz Navidad? Să aveți niște surprize, domnișoarelor. Feliz Navidad. Stop! Cum se traduce? Cum se? Crăciun fericit. Ok. Crăciun fericit. Feliz Navidad. E Crăciun fericit, nu era deloc greu. Hai că nu era greu. Dar vine întrebarea aia cumplită cu Vrăjitorul din Oz, de care a fugit toată seara. Cineva a greșit-o cu Feliz Navidad. Știți de ce vă spun asta? Au greșit-o la Monaco. Au dat-o cu San Marino în loc de Vatican. Lasă-mă, asta e vrăjeală, ca la Oz. Anda a dat-o de nu știu câte ori în bară. Tu ai ales exact momentul în care a dat răspunsul corect. Toată lumea ascultă Feliz Navidad. Ții minte răspunsul cu Reykjavik, că e capitala Serbiei? Ți-mi minte răspunsul? Reykjavik e capitala Serbiei? N-ați ales-o. Au fost răspunsuri, nu le găsiți voi. Hai, cu intuiție. Hai, zi tu, nu știu. Nu mai zi. Alege. Gia. Feliz Navidad. E întrebarea de 64 de milioane de lei care poate să dărâme blondele. Atenție, foarte importantă întrebarea. Feliz Navidad înseamnă Crăciun. Excelent. E ultima întrebare pentru cei doi. Excelent. Fetelor, curiozitatea noastră. Crăciun fericit, Feliz Navidad. Hai că nu era mare brânză, mulțumesc. Viață, stai la Anda, uite-o pe Anda. Viață fericită, Anda.
Băi, o singură dată te-a ales, Cătălin, o singură dată, băi! Și atunci ai dat răspunsul corect, incredibil! Viață fericită, era eliminată! Feliz Navidad! Dacă avem și an nou fericit acum! E Crăciun, unde an nou fericit! Magda, arată-mi, arată-mi ce scrie! Magda, an nou fericit! Cum, cum? Feliz Navidad! Întrebarea de care a fugit toată seara! Foarte importantă, care este numele personajului principal din Vrăjitorul din Oz. Vă dau variante. Oricum ele câștigă. Ce vă dau variante, vă dau variante. Dă-ne variante, dar oricum câștigă ele. O văd pe Ramona privind așa, ești în ceață rău, așa-i? Vă dau variante. Patru variante, priviți variantele. Personajul principal din Vrăjitorul din Oz se numește, nu dați răspunsul acum, se numește cenușăreasa Dorothy, Alice sau Lizzie, ia întoarceți-vă. Fetele, hai! 64 de milioane, rămâneți în picioare și împățiți banii ăștia. E întrebarea de care cei doi au fugit toată seara. Care este numele personajului principal din Vrăjitorul din Oz? Magda, Alexa. Feliz Navidad, Magda. Înseamnă Crăciun fericit, Anda. Nu înseamnă viață fericită, cum ai spus tu. Stop! Deci asta e ultima întrebare? Deci oricum au câștigat. Că nu avem cum să ghicim. Câte ar... ca să câștigăm? 64 de milioane, 6.400. Nu, dar ca să câștigăm, câte trebuie să eliminăm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. N-avem cu o singură întrebare puteți să eliminați tot detașamentul. Credeți-mă! S-a întâmplat asta. Unde asta? Tu să dai bani! Tu să dai bani cuiva? Dane, ce dragul! Ai, măi! Măi, Dane, măi, ce dragul! Prăjitorul din Oz. Cenușăreasa, cenușăreasa. Alice în paisele de le meraviglie. De cum de? Alice în paisele de le meraviglie. Adică în Țara Minunilor, mă, dacă nu știi italiană, ce dracu. Cum? Cum? Cum se zice la voi? Cum? În Țara Minunilor. În Moldova. Lui fiimea îi place... Câți ani are amica ta? 7 ani. 7 ani. 7 ani. Îi place 101 dalmațieni. Ăștia nu s-a aici. Nu s-a aici. Dalmațieni. Da, că i-am pus. Dalmațienii nu s-a aici. Vedeți voi, dalmațieni. Lindsay Lohan e la New York. De asta nu prea îi pun eu ei Prăjitorul din Oz. Dar, din amintiri din copilărie... Ați cerut variante. E prima dată când cereți variante. Din copilărie este... Dorothy. Cu variante. Oricum toate cu variante. Dorothy, da? Oricum toate știu, mă. Ok, Dorothy, personajul principal din Prăjitorul din Oz. E prima dată când ați cerut variante în show-ul ăsta. Adică n-ai știut-o din prima. Prima și ultima, că nu mai vrem niciodată. Auzi, oricum nu mai vrem nicio întrebare. Ce să mai... Cenușăreasa nu putea fi, Alice... Cum ai zis, Alice? În paese de meraviglie. El paese de la mama, n-ai visă. El paese de la... Cum o fi? Ascultați-mă, importantă alegerea de data asta, Cătălin Ramon. Deci, de asta nici nu vreau să știu. De Mickey, nu vreau să știu, știe tot. O cunosc la celălalt de ediție, ce ți-a dus-o din nou. Importantă alegerea, importantă alegerea, Cătălin. A vrut să mă ridești cu mine la un moment dat, nu? Mickey. Sandra, Magda, Anemarie, Irina, Anda. Anda! Ai dat niște răspunsuri stupide rău, dar ești de acord cu asta, da? Adică ai dat-o în bar. Dar când te-a ales? Anda. Anda. Dacă răspunsul tău e bun, l-ai salvat pe blonde și el împar 64 de milioane de lei. Dacă ai dat-o în bar, s-a terminat joaca. Anda. Dorothy e personajul principal din Vrăjitorul din Oz. Ce? Incredibil. Dorothy cu I la sfârșit, mă? Cu Y. Cu I ăla de la Ion. Dorothy. Ioti de la I. Rămâi. Ați luat banii, blondele au câștigat, incredibil! Adică, previzibil! Au fost întrebări mult prea simple. Arătați-mi, fetelor, arătați-mi răspunsurile voastre! Dorothy! Dorothy! Anda, doar tu l-ai scris cu I de la Ion! Ați luat banii, Ramona, mulțumesc mult! Cătălin, mulțumesc mult! Seară frumoasă! Mintea contează, banii se fac cu mintea! Pe curând!